vreo câteva povești despre invitata ce va veni. Prima oară când am văzut-o în viața mea, de fapt în viața ei, ea avea 13 ani. După care am văzut-o într-o situație în care am deschis puțin ochii în legătură cu un dobitoc. Un dobitoc pe care ea îl... diviniză, îl iube. Mă rog, l-am rugat să scrie ceva pe o inimioară. Și a greșit gramatical. Ea, pentru că știe limba română, nu prea mai... N-a gustat gluma. N-a achiesat. Și de asta era de mult, de mult. Ce rost are să ne mai... Treaba e că noi am rămas prietene și am zis că să o chem. Doamnelor și domnilor, Andreea! De ce zâmbești tu așa? Sau să începem cu o întrebare ajutătoare. Da. Care crezi tu, așa, da, că ar fi scopul vizitei impuse de noi sub amenințări? Da. Că stăm părul? Da. Aș avea nevoie un pic, vreo 2 cm, nu mai mult. A. Hai să o luăm altfel, că văd că mă șuntezi. Da. Nu. De ce crezi că te-am invitat noi la emisiunea noastră? Teo, nu știu de ce m-ați invitat voi la emisiunea voastră. Yes. Îți spun de ce am venit eu și ți-o spun cu mâna pe inimă. Este a treia ediție, a treia emisie din viața mea și din cariera mea de artist de peste 20 de ani. Foarte grea. Primele două fiind un moment al reîmpăcării mele cu tatăl meu la tine, în emisiune, indiferent de postul de televiziune, și al doilea, un alt moment în care am venit la tine în emisiune însoțită de cineva care am realizat dintr-o privire pe care mi-ai trimis-o la final, cu mult subînțeles că nu este de mine. Da! Și acum e a treia. Să și acum e a treia. Așezăm ca tot să se expune. Noi ne înțelegem din priviri în continuare, nu? Din priviri ne înțelegem. Asta e. Asta. Da, bursucul e foarte tăcut. Aș vrea să te cer cu vin, dar mai stau puțin. Dar ce asta? L-am rugat să ne înțelegem cu toții din priviri. Draga mea, voi. Vino mai aproape că bat destul de greu la distanță. Asta că e mică distanța. Da. Iubita mea, da. Acum câtva timp, presa specula că din pricina distanței, din pricina obișnuințelor, din diferite motive, soțul tău și cu tine nu. Nu se poate de masă. Nu se poate de masă. Bun. De verdad. Acum, tu tânărești, frumoasă ești. Mulțumesc, Doamne, Teo, dacă nu mă laudă, Teo, cine? Viața și fericirea nimeni nu ți le poate asigura și nu ți le poate corect. Da înapoi. Corect. E timpul, părerea mea, acum, na, să mergi mai departe. Da. Doar că te gândi și tu la asta înaintea mea. Da. Și ce ai făcut în acest scop? Am mers ușorel, încetişor, gândind de un milion de ori înainte fiecare pas, eu care sunt o împiedicată, știți, m-am mai împiedicat de 2-3 ori și pe aici pe studio, ce să fac pentru a nu mai face anumite lucruri care îmi vor displace la un moment dat. Și? Și zi mai concret că nu mă prind. Ai suplinit. Dar și tu ai niște emoții, nu? Nu. Încerc doar să... Ai suplinit lipsa masculină din viața ta cu cineva? Da. Am suplinit-o. Mă, tu înțelegi ce te întreb eu? Nu. Ai gagic? Ai iubit? A avut. Da. Dar nu ți... Ai înțeles? Hai mă, că-s prea multe întrebări. Lasă fata. Așa, în acest moment iubești pe cineva care te iubește înapoi? Care sper, da. Și știe toată lumea care ar trebui să știe? Nu știe nimeni. Hai, ca în leșina tără. Și tu? Ajută-mă, Teo, că am venit la tine ca să mă scoți dintr-o situație, nu să mă bagi într-una și mai... Păi tu te-ai băgat, acum eu ce să te fac? Ajută-mă! Deci... Da. Deci eu. În acest moment ești într-o relație. Da. Și nu știe nimeni. Nu, nu. 2-3 oameni foarte apropiați. Și cum facem? Extrem de apropiați. Nu știu, ajută-mă.
Păi o să facem... Ai fost un model pentru mine în viață de când ai apărut. Îți amintești emoțiile? Eu cu Andreea Bălan, terminate psihic de tata care ne-a spus, dacă vă duceți la femeia în emisiune, vă face praf din trei cuvinte. Aveți grijă ce vorbiți. Să nu mă faceți de râs. Și a venit Teo cu două jucării, eram cele mai fericite, eram da, Teo. Deci, da, Teo. Tot momentul ăsta ne-ai spus nouă că iubești pe cineva, corect? Da. Ca să înțelegeți... Noi știm că... Că vă despărțiseră. Terminat. S-a terminat o relație. Da. El știe, persoana asta, Ștefan Manulache, despre el vorbim, da, știe că tu iubești pe cineva în momentul ăsta sau nu știe? Da. Află acum? Nu. Păi, mă gândesc că ar... trebuie să știe. Eu mă gândesc că ar fi bine să fie și el de față. Doamnelor și domnilor, Ștefan Manulache. Vai, nu cred! Ziua, salut! Am găsit, să română! Bine ai venit! Bine ai venit! Bine. Dar ce melodie, reprezentativ! Bambolina, ce mai bună! Acum, ca să înțelegeți dumneavoastră, într-adevăr, e vorba, așa cum a spus Bursucul, despre o relație ruptă, dar iubitul este în continuare Ștefan, pentru că ei s-au împăcat după o perioadă. Da. Noi ne-am temut că deja ai găsit pe altcineva. Nu, că nu caut, Teo. Știu. Dacă n-am căutat atâția ani, ce rost avea să caut în două săptămâni? Noi nu prea căutăm. Ne-am dorit foarte mult ca dumneavoastră să-l vedeți pe Ștefan, ca să înțelegeți motivele pentru care Andreea e îndrăgostită de el. Este un tip extraordinar de drăguț, de sincer și de fan, un tip oxigenat la creier și care, chiar în ciuda faptului că nu e foarte obișnuit, presupun, cu luminile de televiziune, nu se pierde nicio situație. Cam tremur aici în stânga mea. Ce primire frumoasă, mulțumesc, frumoasă, foarte frumoasă. Dar ai... nu e chiar așa. De reporterie, da. De reporterie te-ai săturat. A, nu, nu, mă refer la celelalte calități pe care le-ai enumerat. Nu sunt chiar așa. Nu știu, spune tu. Andreea, așa spune despre tine. Da, ce spune despre tine, faptul că ești funny, faptul că ești ocrotitor, faptul că ești tot timpul alături de ea, că o susțin. Am învățat să fiu cu ea așa, da. Nu eram neapărat înainte. Cum erai înainte de ea? Eram ca orice băiat la 20 și ceva de ani care își trăiește viața. Cum ați cunoscut? Povestiți-ne și nouă. Eu sunt. Păi hai, tu. Eu. Eram la un eveniment monden al unei reviste, la care eram alături de Andreea Bălan și veneau tot felul de oameni pentru a ne lua interviuri. Am impresia că era printre primele evenimente la care participam împreună. La un moment dat au venit doi băieți la noi cu două microfoane, fiind reprezentanții unei televiziuni. Pe unul dintre ei îl știam, pe celălalt nu îl știam. El a venit super nonșalant la mine să-mi ia interviu. Stai seama, uitându-mă așa la el, nu puteam să mă uit totuși prea direct. Deși îmi plăcea foarte mult felul lui de-a fi, știi? Avea față de mine o atitudine ca și cum ne-am fi cunoscut de mult timp. Eu, bineînțeles, că mi-am pus început să-l privesc, deși sunt mai micuță de înălțime, am început să-l privesc așa în colțul ochiului. Și... terminat acel interviu, Andreea a rămas în continuare de vorbă. Cu tine a rămas în continuare. Da, tu o făceai pe inabordabilă. Nu făceam, pur și simplu așa aveam o durere de picioare, cum s-ar zice, și abia așteptam să-mi iau tălbășița de acolo, de la eveniment, pentru că mă dureau picioarele, aveam niște sandale ușor incomode. Întrebare pentru mine. Da. Este adevărat că și în cazul tău se aplică povestea asta, ca să înțelegeți dumneavoastră ce vreau să zic. În momentul în care noi ne întâlnim cu oameni noi în viața noastră, ei au o teamă în ceea ce ne privește și se uită așa cumva și când vine unul zdravul la cap care îți spune pe nume, nu, vai doamna Teo, nu vă rog, dacă da, nu vă supărați, Teo, vrei să faci o poză cu mine? Atât de frumos e și cred că asta te-a și atras. Exact. Nu? Exact. Faptul că te-a tratat normal. Exact. Exact. Și a fost un pic altfel și chiar și față de toate persoanele cărora le dădusem interviu până în momentul respectiv, știi? M-a atras lucrul ăsta, mi s-a părut interesant, nu pot să zic că bine, avea un tricou ușor mai decoltat, din care se vedeau niște trandafirași, așa, mă tot uitam, ce sărea cu băiatul drăgălaș. Deci ar fi trebuit trandafiria pe piept, adică să mă ierte Dumnezeu, sunt atâtea tatuaje frumoase, eu fiind fană, da? Am și eu câteva tatuaje, după care am mai coborât așa privire, am văzut că sunt alte tatuaje mai interesante pe mâini, zic, hai că poate a fost o greșeală a copilăriei, că asta e, gândit? Cu toții am făcut-o, dar ulterior am descoperit că acei trandafirași au și o continuare mult mai interesantă.
Da. Dar cum ai descoperit? Tu ai plecat că te dureau picioarele, a rămas Eu am plecat pentru că oricum trebuia să ajung în Galați. Eu trebuia să merg cu mama și Siena în Galați, trebuia să le duc în seara aia. Și bă, atunci Dar voi n-ați făcut atunci schimb de numere de telefon pe loc? Că n-aveați de ce? Dar cum ar fi să-i dau numărul meu de telefon? Sau cum ar fi fost să-i dau eu numărul? Un gânfat mic. Lasă că te dau eu pe brasă. Așa să faci, te rog. Nu, am învățat și eu o chestie de când eram mic. Dacă vrei să ajungi undeva, încearcă întâi să o iei pe ocolișuri. Și așa am făcut. Cum? Păi n-am vorbit cu Bălanca. Mai mult decât trebuia. Adică, iar, de la Andreea Bălan aveai numărul de telefon? Nu, n-am avut. Povestea este următoarea. Povestea este următoarea. Eu am plecat cu fetele în mașină să le duc spre Galați. Îți dai seama, un drum de câteva ore. În momentul în care l-am mandat pe Instagram, primesc un mesaj cu o etichetare din partea unuia. Mă iertă Dumnezeu, nu știam nici măcar numele. Hai să fim serioși. Pe cuvântul meu. Făcusem un story împreună. Făcusem, da, un story împreună, da. De care știai și l-așteptai. Să apară. Păi nu așteptai să apară tagul ăla? Sincer? Da. Nu vreau. Nu. Și am văzut story pe care eu l-am primit, dar care n-avea niciun fel de sunet. Și bineînțeles că am răspuns și am zis, story-ul nu are sunet, poți să-l trimiți, te rog, cu sunet? Iar el consideră că ăsta a fost modul meu de a... Te băga în seamă cu mine. Așa suntem noi. Dacă ne-ai răspuns pentru noi, o ușă deschisă. Păi, asta ai simțit? În momentul în care ți-a răspuns, ai avut senzația că te invită? Nu, știi ce s-a întâmplat? Mi-am dat seama că poate să fie mai mult din momentul în care, nu știu, a evoluat discuția aia. Na, ea a zis că, într-adevăr, acel story nu are un sunet. Dar mai apoi am zis eu că mi-am pierdut cheile. Și a pierdut toate cheile. Și a trezit așa un interes. Să vezi, da, ce legătură are story-ul cu cheile, că nu înțeleg nimic. Nu, îți spun eu. Acela a fost motivul de a face, practic, mă gândesc, o introducere. După care, ce faci? Bine, conduc spre Galați. Tu ce faci? Uite, mi-am pierdut cheile. Care chei? Toate, care toate? Cheile de la mașină, cheile de la casă, cheile de la motor, până la motor. Că la motoare ne oprim. Ai motor, da, motor. Asta ne-a plăcut. Captați-o la noi. Da. Exact. Momentul în care am primit și o poză în care el era pe un motor și am zis ok, continuăm discuțiile. Ne place ce auzim. Da, pentru că avem cu toții întrebare. Niște obiceiuri. Ce ți-a venit ție să-i spui unei fete cu care făcusești un story și atât, că ți-ai pierdut cheile de la tăcutare, de la inimă, de la motor, de la beci? Mă gândeam că l-am pierdut la ea. Și am zis că poate știi ceva de cheile mele. N-aveam niciun buzunar. Aveam o rochiță albă, cea care mi-a fost comentată acum câteva zile. Și apropo, mulțumesc și apreciez încă o dată fiecare comentariu al lor. Mulțumim frumos. Așa, deci mi-ai spus că sperând că ea are cheile tale. Nu știi de unde sunt. Francesco are o vorbă, monoi. Adică nu prea te crede lumea, dar... Nu, dar nu, sincer, asta a fost. Că te așteptai să... Să ce? De cum mai zis? Să mă inviți la tine să dormi. Ce dacă părere ai? Îți dai seama că dacă am continuat discuția în stilul ăsta, îi dădeam bloc de atunci? Evident! Exact. Asta am încercat să-i explic și nu m-a crezut. El și-a dat seama că merge și atunci a forțat-o un pic. Așa facem noi. Mai accelerezi. Vezi, uite, dacă o prinde bine, dacă nu, mă înțelege și pe mine. Că dar noi, dacă... nu știe. Bursucul nu știe din proprie experiență. A povestit un prieten de la Caledonie. Da. De la el știu. Cum v-ați întâlnit față în față? Păi nu. Am continuat să vorbim, ea era plecată la Galați. Am trecut pe WhatsApp, adică ne-am schimbat. Da, așa e, evident. Așa e. Da, pentru doar imbecilii vorbesc pe Instagram. Da, tu mi-ai propus, nu, să intrăm da, pe WhatsApp. Da, eu ți-am propus. Am terminat de discutat, eu am ajuns în Galați undeva pe adică la 3 și jumătate și numărul meu de telefon, practic, știi? Păi da, tu ești o victimă de ăștia căprioară nevinovată și o leoaică în atac. Nu. Noi, noi bărbații, tu aruncăm niște Andreea, pastile. Este pastile. Un om extrem de delicat și de știu, discret. Dar toate sunt la fel. Problema este că atunci când o femeie vrea mai mult, nu, femeile sunt delicate. Per general, o femeie nu se aruncă, cele care se aruncă din prima să mă ierți. Da. Bun. Deci femeile, când tu le abordezi, încerci să faci anumite avansuri, da? Și ea, dacă îți răspunde, înseamnă că și ea este interesată de tine. Bingo. Și acum, ușor, bingo, crește discuția. Și cum ne-am așa? Ea era la Galați, tu rău, WhatsApp, trece până... Da, și a început ea povestea cu, doamne, că ai motor și viața mea, că motocicletă, că să vezi, că să dreci, că... Dă-mă și pe miniatură.
Da, dar n-a fost chiar așa lungă. Da, bine, nu contează. Adică vreau și eu să mă plimb cu motorul. Da. Tău. Curci la obiect, al tău, că e al meu, nu. Asta. Da. Nici vreau și eu pe motor. Și s-a întâmplat la ai venit pe motor la Galați cu pletele fluturând sau... Nu. Nu este. Am așteptat a venit ea la București. A venit ea la București cu pletele fluturând și... Și era seară, era frig, era sfârșit de septembrie. Niciun om normal nu s-ar fi dat cu motorul la... Evident. La nu, n-am știut. Ați înghețat. Și am venit la ea acasă, în fața porții, am așteptat-o. Și într-un final a apărut într-o gecuță de piele. Dar n-am știut. Acum știu că în momentul în care te uși pe un motor, ai o geacă de piele, un tricou eventual și o pereche de jeans. Chiar un tricou era, nici măcar bluză, nu? Da, chiar un tricou. Și un frig afară. Tu erai îmbrăcat corespunzător? Mai corespunzător, nu eram nici eu așa cum trebuie. Am zis că nu stau mult pe motor. Da, mă invită în casă, că e frig. Mă invită în casă la mine. Bun. V-ați plimbat voi cu motorul? Și s-a stricat motorul. Nu. Asta e vrăjeală. Partea interesantă pe care asta zic și eu că e vrăjeală, eu nu recunoaștem ce în ziua de azi. Partea mai interesantă a fost următoarea. Până să ajungem noi să ne plimbăm cu motorul, aproximativ 2 ore, tot trimiteam mesaje, eu spunându-i că da, la final de zi ne vom întâlni să mă dau o tură cu motorul. Timp de vreo 2 ore, dacă nu mai mult, mă tot întreba ce să-mi facă de mâncare. Am înțeles aluzia. Am zis că dragostea trece prin stomac. Am înțeles-o și eu, Teo, știi? Și am tot încercat să explic că ba tu cură de slăbire, ba tu nu mi-e foame, ba tu mulțumesc că am servit mai devreme, ba nu-i cazul, adică chiar nu-i cazul. Lasă-mă că bai. A venit why momentul, me, exact. A venit momentul cu motorul. Ne-am plimbat cu motorul și tot spunea pe drum că ar trebui să mergem să-mi... Să-mi spui ceva pe tine, să-mi că era ceva foarte mai gros fric. Pe mine, că are el încă o geacă de motor. Mi-a zis că ea a venit din America și nu are haine groase. Tot încerca să exact te invite în casă. Da. Culmea că la un moment dat s-a stricat motorul. Unde? Dumnezeul mare. Unde? La 2 minute de mers pe jos de casa lui. Bine, unde s-a stricat, numai că am ambalat degeaba. Dar, Ștefan, tu voiai doar să o să la masă sau începuse deja să-ți și placă? Nu, a fost o chestie. Poți să spun? Da, te rog. În momentul în care a urcat pe motor, au mai urcat fete pe motor. Nu foarte multe, una, două, dar... în momentul în care a urcat pe motor, m-a luat așa... Nu, serios. Te-a luat așa de... Da, de mijloc, știi? Și a pus bărbia cumva pe urmă și am zis, bă... Acolo s-a declanșat, a puțin de geaca jos, când l-a luat în braț. Te-ai puțin îndrăgostit sau te-ai puțin... Nu, dar a fost de clicul ăla, știi, care a făcut să vrei altceva. Inițial voiam... Da. Să mă scoate la o cină. Înțeleg. Da. Și după aia am zis, bă, stai că poate s-ar putea să nu fie chiar așa. Chiar dacă e ea, dar nu mai vreau eu, știi. Și până la urmă a fost să fie bine. Ați urcat până la urmă? Da, era frig afară. S-a stricat motorul și a urcat la el? S-a stricat motorul, am lăsat motorul acolo. Dumnezeu mare a făcut jos, să fim în fața casei cumva. Și am zis, hai să mergem să ne încălzim. El știa locul, că nu lăsa motorul oriunde. Așa? Și ați intrat în casă. Da. Și acolo a avut loc primul sărut. Nu, știi? Nu? Nu. Am fugit prima... Întotdeauna eu am fugit. Eu cel puțin am fugit de primul sărut, de prima întâlnire. Adică nu am fost adept. Și nici nu mai avusesem o întâlnire ca cea în speță până atunci, de multă vreme. Și a fost așa ciudat, a fost o făstăceală în asta liceu. De ambele părți, presupun că. Da, de liceu. Da, să-i seama că nu mă așteptam să fiu în seara aia acolo, cu motorul stricat. Și am stat noi de vorbă, am stat de vorbă și pe aia a plecat și m-a lăsat cu ochii în soare. Nu ți-a trecut? Păi asta nu ți-a trecut prin cap că ai fi putut să rămâi peste noapte? Sub nicio formă. Cum nu i-a trecut? Că i-am și spus. Acum, Teo, e vorba între noi două, da? Acum, avea principii. Le are continuare, da. Exact. El a tot încercat să-mi explice că dacă aș vrea să-i demonstrez... Da. Că dacă aș vrea să-i demonstrez că țin la el și că e ceva important pentru mine, să-i acord cât mai mult timp și în special nopțile. Huc! I-am zis, ziua faci ce vrei. Mi-am sunat o prietenă instant și am zis, te rog, acum este momentul să vii să mă iei. Lucru care s-a și întâmplat. M-a condus până la mașina prietenei, nu i-a venit să creadă că eu chiar am plecat și am plecat. Nu se mai întâmplase de mult așa ceva. Te-ai supărat în momentul în care i-a plecat? Ai zis că s-a simțit folosit. M-a simțit folosit. Păi stai mă că nu s-a făcut nimic. Păi tu plimbare, tu da, ce-am mai făcut, tu cafea, costă. Tu... Da, ne plimbăm așa pe stomacul gol. Nu, dar
mi-a dat maxim. Din toate punctele de vedere. Și m-a încăpățânat toată povestea asta. Și m-a făcut să perseverez cumva. Și am făcut-o până la capăt. Și mult timp de atunci încolo a trebuit să perseverez în tot ceea ce am făcut legat de ea. Definește mult timp. Mult timp. Tot ce s-a scurs până acum. Cât s-a scurs până acum? 4 luni sunt 4 luni, nu? Pe 20 și cât? 20 și mâine. 20 și mâine, nu? Cred că da. Cred că 20 și mâine, aproape. 24, nu? E mâine. Da. 24. Da. E o problemă cumva. Până... nu mai e. Acum e bine. Acum, a fost. Da, 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 ar fi putut fi o problemă. Urâtă. Să fii cu o fată cum e Andreea nu e foarte ușor. Nu, dar cred că asta face viața mai frumoasă. Cum ar fi fost să ne trezim așa lame în fiecare dimineață, să ne bem cafeaua, să ne întoarcem tot lame, triști acasă și să trăim o viață mediocră. Noi doi nu suntem mediocri. Așa îmi place mie să cred. Și dacă eram cel puțin până atunci, nu mai sunt de atunci. Prietenii tăi te privesc diferit? Nu uite, nu i-am întrebat, o să-i întreb. Nu vorbesc în numele lor. Andreea e un fel de... Eu îi privesc pe ei. Andreea e un trofeu. Pentru oricine. Absolut. Fără dar și poate. Cum ai zis? Fără dar și poate. Știi că e corect. Da. E corect în limba română, e primul care zice fără dar și poate. Slavă cerului! Mulțumesc, Teo, iartă-mă, dar după 19 ani măcar cu cineva care vorbește fetiță, corect, toată lumea zice fără doar și poate. Mă puteam prezenta la tine în emisiune, știu. Slavă mare... cerului! Câți erai tinere? 27. Cum o cheamă pe profesoara ta de română, tinere? Profesor Emil Munteanu, chiar salut, mi-a fost și dirigent. El mi-a deschis calea spre limba română. Ok, ți-a deschis-o bine. Apropo de deschis, trebuie să fii destul de deschis pentru o diferență de vârstă. S-a pus vreodată problema între voi? Din punctul nostru de vedere, nu. Din punctul meu de vedere, nu. Din punctul ei de vedere, n-ar fi trebuit. Absolut. Mi-am pus problema, trebuie să recunosc. La început mi-am pus problema și mi s-a părut ceva, wow, o diferență chiar mare de vârstă, pe care însă n-am simțit-o. Deloc. Și crede-mă că sunt cărcotașă și mă știi și aș fi căutat peste tot. Orice motiv. Și ca să nu caute, i-am spus eu. Dar tot ce trebuia să știu. Chiar n-am simțit. După cât timp v-ați mutat împreună? După a treia zi. După scriptură. După a treia zi? După la scriptură. Tine, nu? Da, la mine. Că... El da. Da. Păi da. Doar nu se duce bărbatul acasă la femeie. Ce înseamnă asta? Mamă, ce principii. Mai aveți principii. Păi, dar nu-i de mediu, da? Mi-ai dat daună. Dar nu e așa, dar orgoliu meu. Da, orgoliu meu, bărbăția mea. Și așa e prea bărbat pentru mulți. Adică de multe ori avem puțin și mai avem puțin și ne punem bărbăția pe catedră. Pe masă. Da. Adică nu știu. Mi se pare corect, așa e frumos. V-ați dus unul acasă la celălalt, adică la părinții, la unchiul, la mătușa, la da. Cum da. Se da. Hoi. Da. Emoții? N-am avut emoții. N-am avut emoții, o secundă, trebuie să recunosc. Ba mai mult m-am bucurat mult când i-am descoperit familia și când ne mai împungem noi. Nu s-a bucurat. Tot întreb ce caust în familia asta. Părinții lui sunt oameni extraordinari, frații lui la cum fel. Cum ce caută în familia lui? El nu e extraordinar? Ba da, este extraordinar, dar mai are niște virgule pe care încercăm să le corectăm în timp, știi? Cum ar fi fost viața asta fără virgule? Ca să-ți povestesc episodul în care eu i-am cunoscut părinții. Eram undeva într-un restaurant cu niște prieteni de-ai lui. Părinții lui au venit acolo. Încercau să discute cu el care era pe telefon non-stop. Moment în care mi s-a părut un pic ciudată atitudinea lui față de părinții. Eu abia-i cunoscusem, oamenii foarte drăguți, se purtau extraordinar. Dar totuși omul era în continuare când pe sunt emotiv, Instagram, așa fost, știi? Și atunci am tot încercat să-i arunc 2-3 priviri, nu s-au observat, am încercat să-i dau un cod, nu s-au observat și îți dai seama dacă n-ai alternativă. Mare șut ce mi-a dat sub masă. Și am dat sub masă, în care a sărit 2 metri și a zis, dar ce s-a întâmplat? Eram cu ai tăi la masă, nimic important. Da, și cam asta a fost. Nu, dar eu îi cunoșteam pe ai mei, știi? Da, știu, ea nu îi cunoștea pe ai tăi și de-aia se baza pe tine. I-a lăsat pe oameni să se cunoască. Noi ne vom întoarce după vreo câteva clipe în care stăm să ne odihnim, să bem și noi o apă plată, pentru că vrem să știm de la ce s-au certat doi oameni fabuloși și mai ales cum certat. Au reușit, păi asta vreau să. Și mai ales cum au reușit să dreagă apele.